Domnilor și domnilor, sunt contradicții la nivel înalt pe creșterea taxelor locale. În timp ce premierul spune că a existat acord în coaliție pentru că acestea să fie majorate cu 50% față de valoarea inițială, Marcel Ciolacu spune clar și răspicat că nu va crește nicio taxă în 2023. Este alături de noi Gianina Vatkovici. Imediat o să ascultăm și ce a spus liderul PSD. Gianina, te rog, bun găsit! Mă găsesc, da, această poziție a liderului Partidului Social Democrat vine după ceea ce a spus premierul ieri, atunci când l-am auzit făcând referire la acest amendament discutat la Senat și care presupune într-adevăr majorări cu până la 50% a impozitelor și taxelor locale. A spus-o foarte clar premierul, pentru că aș vrea să vă citez, se introduce acest amendament astfel încât acestea să fie crescute cu 50% față de valoarea inițială. Este o decizie care a fost luată în coaliție. L-am ascultat și pe liderul Partidului Social Democrat, spunând însă foarte clar că nu va exista nicio creștere a taxelor în 2023, pentru că nici până acum aceste creșteri nu au existat, au fost eliminate acele prevederi prin Parlament, dar cu toate acestea ar putea exista totuși o majorare în condițiile în care mâna este liberă a autorităților locale, pentru că de fapt s-a făcut o descentralizare, astfel încât fiecare primărie în parte să decidă cum vor crește aceste taxe. Spunea totuși Marcel Ciolacu că nu va exista o creștere până la 50%, așa cum s-a tot vehiculat, dar este nevoie de o diferențiere, în special în privința impozitului pe locuințe, pentru că nu e corect ca același impozit să fie plătit pentru o locuință în capitală și pentru o altă locuință din alt județ. La anul nu se mărește nicio taxă. Prin PNRR ne-am asumat jaloane de modificare și de scoaterea unor excepții. Lucru care s-a întâmplat. Nici anul acesta, prin toate modificările de la codul fiscal, nu s-a venit cu măriri de taxe. Nu. S-au scos anumite excepții cerute, am văzut, de toate organismele financiare internaționale. Eu nu am auzit de nicio mărire de taxe. Asociațiile municipiilor, reședințe de județ, a orașelor, au spus că ne terminându-se digitalizarea sistemului în ANAF, nu se poate aplica cea grilă notarială. Și atunci s-a luat decizia ca să lași, să descentralizez către autoritățile locale. Trebuie să ținem cont de faptul că avem cele mai mici venituri din Uniunea Europeană, din impozitarea proprietăților, sub 2%. Anumite autorități locale poate nu vor să facă nicio mărire, dar o diferențiere de zone și de unde există proprietățile trebuie să existe. Crește cu 50%, nu există, nu crește niciunde cu 50%.